Universul la feminin. Universul la feminin. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați venit. Mai trebuie să se alăture cineva, de asemenea drag nouă. Vom încerca să fim cât se poate de eficienți în această după-amiază. Invităm pe ascultătoarele și ascultătorii noștri la o nouă ediție a emisiunii Universul la feminin. Vom discuta despre un roman deosebit de interesant și care se citește dintr-o răsuflare, cel puțin în cazul meu așa a fost. Se numește Capitolul Lipsă, Dragoste și Dramă în România Interbelică, de Miriam Yahil Bax. A apărut de curând la editura Corint, a avut în luna mai, cred, două recenzii deosebite și în revista Babel. Unul dintre recenzorii acestui volum în limba română este aici împreună cu noi, domnul Dan Romașcanu, dar aș vrea să o menționez și pe doamna Eva Galamboș, care de asemenea a făcut o recenzie foarte interesantă și frumoasă. Să vă dau numai câteva repere despre Capitolul Lipsă, pentru că dacă eu aș povesti acum totul despre carte, n-ați mai fi atât de tentați poate să o citiți. Este o poveste de dragoste, un roman document care își poartă cititorii timp de două decenii în istoria unei familii evreiești din România interbelică. Încă din timpul războiului și apoi până în anul 1946. Scriitoarea este israeliană, ea investighează istoria familiei în căutarea adevărului despre tatăl pe care nu l-a cunoscut niciodată. Această căutare dezvăluie nu numai o frumoasă, dar tragică istorie personală, dar și dramatismul unei întregi epoci trăite de generația părinților ei. Spuneam într-unul din comentariile mele că eu cred că în viața fiecăruia există capitole lipsă, și istorice, și personale de familie. Aș mai vrea ca în această prezentare, și sper că între timp doamna Miriam Yahil Bax mi s-a putut alătura și ne aude, ne ascultă. Aș vrea să citez din coperta a doua a cărții, dar acest lucru poate că la momentul ăsta ar dezvălui mai mult decât vreau eu să o facem în cursul discuției pe care am programat-o cu prietenii noștri. Haideți mai bine să spunem ceea ce însăși autoarea a spus cu prilejul lansării acestei cărți în limba română. Mi-am propus să scriu biografia părinților mei. Sfârșitul tragic al poveștii lor îmi era deja cunoscut, sau cel puțin așa credeam. Începuturile și miezul ei, care se petrecuseră înainte ca eu să mă nasc, îmi erau doar oarecum familiare. În decursul anilor surprinsesem aluzii și șoapte care îmi stârniseră curiozitatea. Dovezile concrete care se aflau în posesia mea erau puține. Poveștile mamei, câteva scrisori în limba ei, pe care abia dacă le puteam citi, găuri mari în cronologie. Această carte nu este doar o biografie. Este un roman document care se bazează pe viața reală a familiei mele și pe vremurile cu adevărat turbulente în care aceasta a trăit și care au fost pe nedrept alungate în uitare. Miriam Yahil Bax. Vă invităm să ascultați un fragment din cartea Capitolul Lipsă, în lectura doamnei Maia Morgenstern, după care vom reveni cu discuția noastră. Nopțile mele erau pline cu povești șoptite despre el, căci ea încerca să ajungă la sufletul lui printre al meu. Spune tata, nu Moni, spune tatăl meu, Viola, mă implora neîncetat cu o voce liniștită, în timp ce stăteam întinse pe patul nostru din Ierusalim, mângâiate de cearșaful elegant făcut de sora ei, iar eu îmi imaginam că mă aflam într-o încăpere mai potrivită pentru asemenea așternuturi fine. Spune tata, mă tot îndemna, iar eu, publicul ei captiv, copilul bărbatului care a murit într-o poveste nensemnată, dintr-o țară nensemnată, strângeam din dinți și ascultam poveștile ei
despre străinul care ne-a dat viață, înregistrând frânturi, adormind și trezindu-mă, la auzul glasului ei blând, care cânta frumoasa mea cu ochii verzi, retrăind marea lor dragoste, care nu se frânsese acolo, printre refugiați și păduri, dragostea lor unică, al cărui fruct eram eu. A fost teribil de fericit când te-ai născut tu. I s-a trimis o telegramă și a aflat de nașterea ta înainte să moară. Și a fost atât de fericit. El este tatăl tău și tu ești a lui. Spune tata, Viola, spune tata. Voiam să o fac, nu numai pentru a-i face ei plăcere, ci pentru a simți ceea ce simțeau ceilalți copii. Însă nu izbuteam. Cum puteam să-i spun tată unui bărbat necunoscut? Și cum puteam să jelesc după un necunoscut care s-a întâmplat să-mi dea viață? Nu simțeam nimic pentru străinul ăsta. De ce tot mă îndopa cu amintirile ei triste? De ce nu mă lăsa să fiu și eu un copil normal? Și totuși, sunt un adult care a trăit un moment de ușurare vinovată după moartea ei, fără să fiu în stare să mă eliberez de gândurile legate de el, căutând obsesiv rămășițe din el printre lucrurile mamei, urmărită de întrebări la care ea nu mai putea răspunde. Iată-mă acum, o femeie rațională, blocată de impulsul irațional de a-l cunoaște pe acest străin, pe care am refuzat să-l stric tată, de a scrie despre acest erou absent, când tot ce am sunt câteva amintiri fragmentare ale poveștilor romantice spuse de mamă. Cine era? Cine era omul care a făcut dragoste cu ea întâia primăvară de după război, care a iubit-o cu furie în paturi pline de purici, lângă drumuri bombardate, care a simțit ce avea să-i se întâmple și s-a chinuit să scoată viața din trupul său cu orice preț? Iar viața aceasta sunt eu. Ce fel de om ai fost, Moni Weinstein? Spune tata, Viola. Spune tata. Stimați prieteni, o avem acum împreună cu noi pe autoarea acestui roman foarte palpitant, da? Mă bucur să vă văd. Știu că înțelegeți bine românește și vom proceda în felul următor. Am să vă prezint pe toți, pe toți cei, pentru că mai așteptăm pe cineva să intre, în ordinea de la autor spre domn. Autorul, doamna redactor care este aici cu noi, doamna Alina Sârbu, apoi domnii. Iar interviurile și întrebările și răspunsurile dumneavoastră vor fi în ordine inversă. Cred că, iată, mi se alătură și domnul doctor imediat aici. Dați-mi voie să fac eu prezentările și le voi lua chiar din ceea ce fiecare dintre dumneavoastră mi-ați dat mie pentru pregătirea această emisiune se desfășoară în direct. Bine ați venit, vă așteptam, dar noi suntem cu toții foarte bine. Aici, Carsen. Domnul doctor Vago, mulțumim că v-ați alăturat. Mulțumim, domnule profesor. Doctor de Berlin, cred. Ne puteți auzi? Ken. Între timp, haideți să începem cu prezentarea invitațiilor mei. Spuneam că voi începe cu autoarea acestui roman extrem de interesant, pe care vă provoc să-l citiți și apoi poate îl vom mai discuta și împreună. Doamna Miriam Yahil Vax, scriitor, dramaturg, traducător, conferențiar, ce să spun, este o personalitate marcantă. Doctor în filozofie, teatru și dramaturgie, artă teatrală, master of art în literatură engleză și americană, cu teza în Edward Bond, violență și responsabilitate. Domnia sa este conectată și lucrează la Universitatea din Tel Aviv și Teatrul Ierusalim Khan. Dacă am zis bine, cred că am zis bine. Vă mulțumim, doamnă, că ați acceptat cu atâta deschidere să participați la această ediție a emisiunii noastre.
Trec la domnul profesor dr. Rafael Vago, născut la Cluj în 1946. Din 1958 este în Israel, limba maternă maghiară. Am avut până domnia sa numai 4 clase în limba română și probabil am uitat mult. Vă asigur că vorbește impecabil limba română. Am terminat studiul de doctorat în istoria modernă, teza Relații între România și Ungaria, 1945-1980, la Universitatea Tel Aviv. Din 1972 a lucrat la Universitatea din Tel Aviv, la Departamentul de Istorie. Între altele, am predat, spune domnul dr. Vago, cursuri despre Europa Centrală și de Est, inclusiv despre România. Am fost membru al Comisiei Internaționale despre Holocaust în România, Comisia Wiesel. În curând, sunt încă activ în diferite proiecte la Universitatea Tel Aviv și în special în cercetarea antisemitismului modern. Sunt consilierul academic și membru de conducere al organizației AMIR, care, între alte activități, construiește Muzeul Moștenirii Evreilor din România la Roșpina, în Israel. În timpul liber, suntem la cei 3 copii cu 7 nepoți, să vă trăiască. Mulțumesc. Cu domnia sa vom discuta mai ales aspectele legate de fundalul istoric al epocii, de fascism, antisemitism, soarta și diferitele momente cu mișcările politice și relațiile evreilor cu este extrem de interesantă partea pe care o vom discuta cu fiecare dintre invitații noștri, adică noștri, ai doamnei Miriam Yahil-Bax, dar și ai mei, pentru că între timp ne-am apropiat și există, cred eu, deja acea comuniune de idei și spirituală care ne va ajuta să pătrundem în sufletele dumneavoastră. Nu în cele din urmă, vreau să vorbesc cu mult elogiu despre domnul Dan Romașcanu, născut în București, Liceul Sfântul Sava, liceu de elită, după cum știți, studii de inginerie, absolvent al Universității Politehnica, Facultatea de Automatică, din 1977. Domnia sa spune, am început o nouă viață în Israel în 1984 cu 3 valize, soția mea Liliana și fiul meu cel mare. Cel mic s-a născut în Israel. Am lucrat în high-tech, cea mai mare parte a carierei profesionale, fiind dedicată comunicării pe internet, care mi-a fost și mi-este până astăzi meserie, pasiune și mod de viață. Sunt autora numeroase standarde internaționale în acest domeniu. Din 2016 îmi dedic cea mai mare parte a timpului familiei, 4 nepoți, număr în creștere, să vă trăiască și să fiți o familie bogată în suflet. Pentru că asta e cel mai important. Se dedică de asemenea timp călătoriilor, bineînțeles că nu îl ține pe loc coroana, așa a spus corona, și pasiunilor care m-au însoțit toată viața, literatura, filmele, muzica, istoria, sportul vizionat de pe canapeaua din salon. Colaborez permanent la portalul cultural Filme și Cărți, la revista Literatura de Azi, a Uniunii Scriitorilor din România, cu rubrică săptămânală Change World, la revistele Alchemia, Nautilus și la alte publicații. Ei, dragi prieteni, eu nu am uitat și nici nu am omis pe o distinsă doamnă care este aici împreună cu noi și care este redactorul acestei cărți și vine de la Editura Corint. De altfel, eu mi-am propus acum, numai o secundă, să vă cer îngăduința, pentru că fiind vorba de foarte multe lucruri pe care vreau să le spun, îmi trebuie o coordonare foarte bună, care o voi face chiar în fața dumneavoastră. Și mai arunc ochii și pe chat, recunosc. Doamna mea dragă de la Editura Corint, cu care voi și începe întrebările, vă spuneam la începutul ediției că prezentarea o facem prietenilor noștri dragi din Israel. Pentru noi, cei de aici, din România, prezentarea mea nu mai e nevoie să o fac, dar a dumneavoastră, da. Așa că înainte de a începe cu întrebările pentru dumneavoastră, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, doamna Alina Sârb, vă rog.
Mă auziți? Puțin lucruri de spus, da, vă aud bine, dumneavoastră, sper că mă auziți la fel. Gădiți-mi să încep prin a vă ura bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, precum și distinșilor oaspeți, alături de care îmi face o deosebită plăcere și onoare să mă aflu. Sunt un redactor de carte, absolvent al unei facultăți de litere, cu studii de antropologie, engleză secundar. E mai puțin interesant parcursul meu de până acum. Pentru că ne-ați spus că avem puțin timp la dispoziție, mi-aș dori să vorbim cât mai mult despre această carte minunată care și să vă mulțumesc încă o dată pentru îngăduința de a o prezenta la Universul la Feminin, pentru că e un loc foarte potrivit, deoarece această carte a avut un parcurs extraordinar de frumos, sprijinit de multe energii feminine la noi în editură, începând cu doamna Luiza Penescu, care s-a îndrăgostit efectiv de acest roman și l-a propus, continuând cu doamna Ana Antonescu, care a susținut publicarea sa în cea mai recentă colecție a editurii Corint, Corint Fiction, o colecție în care ne strădim să publicăm literary fiction sau grose literaturi, cum îi spun de mani. Și continuând cu o modesta contribuție a subsemnatei. Este o carte extraordinară despre care m-aș bucura foarte mult să discutăm. Cred că este mai importantă decât istoria mea personală. Da, este foarte frumos, sunteți o persoană modestă, dar era de datoria mea să evidențiez personalitatea dumneavoastră și eu nu consider că există cineva de o personalitate mai puțin importantă decât a noastră a celorlalți. Dar nu am avut la momentul ăsta câteva date, mi le-ați dat dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult. Haideți să nu stăm prea mult pe gânduri, mai ales că avem o agendă destul de să spunem așa, provocatoare și ambițioasă, așa încât trec la dumneavoastră, doamna Alina Sârbu, și aș vrea să vă întreb pentru început cum a fost să fiți redactorul acestei cărți. Din câte știu, se stabilește o relație specială de înțelegere a autorului de către redactorul de carte, care începe să-i cunoască profilul. Vă ascult. Așa este, și aceasta este o carte care a avut o istorie cu adevărat excepțională și plină de foarte multă dragoste. Ce a fost foarte interesant de la bun început a fost că, trebuie să știți, capitolul Lipsa, așa cum îl avem noi acum în limba română, este de fapt rodul a două traduceri consecutive. El a fost publicat inițial în Israel, apoi a fost tradus în limba engleză, iar noi l-am retradus din limba engleză. Deci a avut, să spunem, de la bun început o istorie foarte interesantă și mai puțin obișnuită. De asemenea, prezentarea lui publicului român presupus o oarecare încercare a noastră, în colaborarea mea și a autoarei, de a le aduce și celor puțin familiarizați cu lumea ebraică suficientele cunoștințe necesare pentru a înțelege profunzimea subiectului. Pentru că acest roman discută despre o mulțime de probleme atât personale cât și care țin de perioada istorică despre care se vorbește, să nu le spunem spinoase, dar mai delicate. Și atunci a fost un proces extraordinar și din acest punct de vedere, iar el a fost foarte mult ajutat și a adăugat de faptul că am reușit să colaborez extraordinar cu doamna Yahil Vax încă de la bun început. Deși nu ne exprimam niciuna dintre noi în limba maternă, am corespondat în limba engleză, am descoperit foarte repede că vorbeam aceeași limbă, ceea ce a fost nemaipomenit de frumos și știți cum e, ca o mică frântură de divinitate când doi oameni se înțeleg dincolo de cuvinte. Este un lucru minunat și a fost o adevărată bucurie lucrul la această carte. Vorbiți atât de frumos și iată că prin ceea ce spuneți mi deschideți calea spre cea de-a doua întrebare pe care vroiam să vă adresez. Cum ați descrie autoarea din perspectiva colaborării pe care ați avut-o cu ea pe parcursul pregătirii cărții pentru tipar, pentru formatul electronic, suntem în timp de pandemie? Vă rog. Din păcate. Ca pe un adevărat om de carte. Doamna autoră este unul dintre acei adevărați intelectuali care au întotdeauna grijă de proprietatea termenilor, cum îi spunea Voltaire. Grija ca întotdeauna cuvântul potrivit să se găsească la locul potrivit. Și
acest foarte, foarte atentă la detalii. Această atenție care de obicei este mai puțin specifică autorilor. M-am bucurat foarte mult să descoper la domnia sa. Probabil că vine și din extraordinară experiență de traducător. Da. De asemenea, un om extraordinar de cald. Trebuie să vă spun că noi am lucrat această carte în primele săptămâni de carantină. O perioadă deloc plăcută pentru niciunul dintre noi. Dar lucrul la carte a ajuns să devină nu doar o bucurie, ci și un sprijin în acea perioadă extraordinar de dură, pentru că doamna Yahil Vaz este un om extraordinar de cald, extraordinar de cald, extraordinar de echilibrat și de înțelept. Iar da. Contactul cu domnia sa m-a ajutat foarte mult într-o perioadă foarte grea. Asta am constatat și eu, și pentru mine pregătirea acestei ediții a fost o mare bucurie sufletească, cunoscând acești oameni minunați. Sunteți niște oameni minunați și asta sigur, sunt foarte mulți oameni minunați, dar nu întotdeauna avem șansa să-i cunoaștem. Iată, eu am avut acum această șansă să cunosc niște oameni absolut deosebiți. Și ultima întrebare, promit să nu abuzez, aș fi vrut, dacă aveți așa o întâmplare, un moment care v-a rămas în minte din perioada de lucru la carte. Au fost foarte multe. V-am spus deja că a fost o extraordinară mângâiere pentru mine să lucrez la această carte. Partea cea mai amuzantă este că nu doar eu ajunsesem să aștept schimbul de mail-uri cu doamna Hilvax, ci și fetița mea. Pentru că Miriam a încurajat-o în timpul carantinei. Fetița mea de 8 ani și-a descoperit pasiunea pentru urmărirea păsărilor din copaci din jurul casei. Iar doamna Yahil Vaz a încurajat-o trimițându-i tot felul de link-uri pentru pasionați. Am aflat că există un întreg univers al celor pasionați de birdwatching. Iar tot așa, ca o coincidență foarte amuzantă, soțul meu, care e la rândul lui absolvent de filozofie, a făcut, să spunem, asta este important pentru noi ca familie, a citit pentru primul roman după foarte multă vreme, nu prea citește literatură, dar a citit de la început până la sfârșit capitolul Lipsă, pasionat, să spunem, și de modul extraordinar de frumos, de cald, de înțelept în care acest roman tratează o perioadă foarte tulbure și de care de obicei noi românii cel puțin ne apropiem cu puțin obiectivitate, ca să nu folosesc alți termeni. Eu m-aș bucura foarte mult dacă doamna Yahil Vaz ar continua să scrie, poate chiar inspirându-se din istoria României, pentru că are un stil extraordinar, care seamănă mult, mi s-a părut mie, cu cel al Primo Levi sau cel al scritoarei nigeriene Chimamanda Ngozi Adichie, cea din Purple Hibiscus. Un stil în filieră prustiană, dar foarte, foarte obiectiv și foarte frumos. De altfel, când vom foarte ajunge frumos la domnia sa, vom ajunge la domnia sa ca la o apoteoză finală, pentru că așa se va întâmpla. Și eu, indirect, o îndemn cu multă căldură de cititori să continue. Vă mulțumesc, doamna Alina Sârbu. Vă rog eu să rămâneți în continuare. Poate mai aveți ceva de adăugat pe parcursul discuției. Noi suntem aici și mă întorc acum spre domnul Dan Romașcanu cu foarte multe mulțumiri, pentru că a acceptat cu atâta deschidere ca fiecare dintre dumneavoastră să fie partea acestei discuții. Ați avut în această primăvară o recenzie excelentă asupra cărții Capitolul Lipsă, tradusă în limba română, varianta despre care noi vorbim acum. Am citit în revista Babel și cu siguranță cred eu că prima lectură ați făcut-o în original în 2017 la lansarea cărții în Israel. Aș vrea să trec direct la prima întrebare, care ar fi dacă prin traducerile succesive din ebraică în engleză și apoi din engleză în română, cititorul de limbă română, pentru că dumneavoastră sunteți și un cititor de limbă română impecabilă, primește întreaga încărcătură documentară și mai ales cea de emoție pe care cartea o transmite. Vă rog. Da, bună ziua și mulțumesc în primul rând pentru invitația de a participa la această emisiune. Este o plăcere și o onoare pentru mine. Desigur, când este vorba despre traduceri, este întotdeauna preferabilă o traducere directă. Deci, nu, regula este valabilă și aici.
Însă în cazul romanului Miriam, ceea ce avem în față este de fapt o ediție editorială excelentă. Am avut oarecare temeri. Eu sunt, să fiu sincer, m-ați caracterizat recititor și în ebraică și în română. Este oarecum adevărat. Adevărul este că citesc mult mai mult în limba română decât în limba ebraică și aceasta a fost chiar din punct de vedere al curiozității una dintre primele mele lecturi în limba ebraică. Dar în momentul în care am participat pentru prima dată la lansarea cărții în 2017, era o sală plină la Universitatea din Tel Aviv și particip, în general ajunsesem acolo, nu o cunoșteam pe doamna Yahil Vax înainte, ajunsesem acolo pentru că încerc să acopăr pentru portalurile culturale din România evenimentele importante culturale din Israel, în special cele legate de România, cum era și părea să fie acesta. Și ceea ce am constatat, mă aflam într-o sală în care se lansa o carte despre România și nu cunoșteam pe nimeni. Și nu cunoșteam pe nimeni pentru că este puțin împărțită această emigrație română, este puțin împărțită între vorbitorii de limbă română și vorbitorii de limbă ebraică. Doamna Yahil Vax aparține unei generații care a ajuns în Israel cam cu o generație înaintea generației mele. Și au mai venit după mine, am ajuns în 1984 aici. Și au mai venit după mine încă mulți. Există, deci această traducere este extrem de necesară, nu numai pentru publicul din România, ci și pentru publicul din Israel, care citește, încă citește în special în limba română și sper că va avea loc, mai ales după ce apare ediția tipărită a cărții, va avea loc o lansare corespunzătoare și când acest public, poate cu ajutorul Institutului Cultural Român din Tel Aviv, care ar putea să preia organizarea acesteia. Traducerea este însă impecabilă, temerile mele au fost minimizate în momentul în care am avut ediția română, am avut acces la ediția în limba română. Una sau două observații minore care rezultau tocmai din aderența la textul. De exemplu, faptul că cuvântul arendaș nu a fost folosit în loc de cuvântul administrator de mașină, un termen foarte important de doamna Yahil Vax, posibil să nu-l fi cunoscut, dar eu l-aș fi preferat în traducere. Dar altă traducere impecabilă. Da, sper să fie numai temporară pierderea sau de acuratețea sonorului. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să trec la o altă întrebare și să mă refer la aceeași recenzie pe care ați făcut-o și în care vorbiți despre lipsa informației din acea epocă și spuneți în recenzie ceea ce lipsește în România este informația detaliată despre viața evreiască și în special a acelei categorii de evrei care s-au activizat politic în perioada interbelică. Este o problemă, să spunem, interesantă. Aș vrea un pic să elaborați asupra ideii de activizare politică în perioada interbelică. Da, este o problemă care mi-a dat imediat. Din punctul meu de vedere, este o carte foarte originală și o carte care impune un... și prezintă un punct de vedere foarte original asupra istoriei evreilor în România și istoriei perioadei interbelice. În 1993 a fost pentru prima dată în istoria României când evreii au primit drepturi politice egale cu restul. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar am impresia că sonorul nostru are o problemă, se aude dublu și întâi la noi. Să închidem, dacă este cumva pe laptop deschis Facebook sau altceva. Poate trebuie să faceți mute la toți cei care nu vorbesc. Ca să se audă bine, pentru că se auzea impecabil înainte de această mică problemă. Dacă ați dat drumul la radio, poate, sau la altceva, dacă cămintea este să închideți celelalte, să spunem, device-uri, ca să putem să ne auzim bine. Eu l-am închis pe al meu. Pe mine m-auziți acum?
Eu vă aud, mi-aș dori din suflet că între timp continuați să văd ce mai putem închide. Dar vă rog să închideți tot ce funcționează și le dăm... Nu am nimic a deschis. Așa, atunci e bine. Atunci. De calculator cu care pe care îl folosesc. Așa, continuați. Deci, punctul de vedere pe care îl prezintă cartea este un punct de vedere extrem de original. Și motivul este generația, figura principală este figura tatălui lui Miriam. Și povestea este în primul rând, această poveste este în primul rând o foarte frumoasă poveste de dragoste. O poveste de dragoste cu un sfârșit pe care, memorabil, mi-a amintit puțin de Romain Gary, sfârșitul cărții și de povestea de iubire între eroul lui Gary și mama lui. Dar tatăl face parte din generația lui Mihail Sebastian. Practic este la aceeași, este exact aceeași generație cu Mihail Sebastian. Generația de tineri evrei care ajung la studii la sfârșitul anilor 20 și pentru prima dată în istoria României, de fapt, au speranța să devină egali integrați în intelectualitatea română. Și de aici ei pleacă în direcții diferite. Unii dintre ei se îndreaptă spre sionism. Alții se îndreaptă spre naționalismul românesc. Este cazul lui Mihail Sebastian în la începutul anilor 30. Marta Petreu a scris o carte splendidă despre relația dintre Sebastian și Nae Ionescu. Carta chiar îl amintește pe Eugen Ionescu. Părinții lui Miriam locuiesc pentru câțiva ani în apartamentul pe care Eugen Ionescu îl părăsește plecând la Paris. Și o minoritate din evreii României se îndreaptă spre comunism. O minoritate, da. Este, adică o minoritate, este o minoritate infimă ca număr, însă foarte influentă, cel puțin ca amintire, ca contribuție, ca amintire în istoria României. Ei bine, în Israel se cunoaște foarte mult și se vorbește foarte mult despre sioniști. În România se vorbește despre Mihail Sebastian, se vorbește despre încă câțiva dintre intelectualii evrei, cei apropiați de cercurile naționaliste, și se studiază această simbioză ciudată care, bineînțeles, ca i-a pus capăt legile rasiale și dictatura antonestiană. Despre acei evrei comuniști care au aderat la partid și au fost foarte activi în mișcarea comunistă s-a scris extraordinar de puțin. S-a scris bineînțeles enorm de mult despre vârfuri, despre Anna Pauker și cei de la vârful piramidei, și există și legenda evreilor veniți pe tancurile sovietice. Dar despre oamenii de rând, pentru că este vorba despre comuniști de rând, cum a fost Moni Weinstein, se vorbește extraordinar de puțin. Și este poate prima carte care prezintă acest punct de vedere, prezintă experiența emigrării în URSS în timpul războiului, experiența evreilor care au trecut prin Stalingrad și asediul Leningradului, s-au întors în România fără, deja cu iluziile complet spulberate. Tatăl Moni are o frază: nici cel mai mare dușman al meu nu i-aș dori să trăiască într-o țară cum este Uniunea Sovietică, pe care a cunoscut-o el. Deci era complet lămurit la întoarcerea în România, despre ce era comunismul. Deci acest punct de vedere este foarte puțin prezent și în literatura și în istoriografia română, cred. Și din acest punct de vedere, cred că această carte este foarte interesantă și pentru publicul israelian și pentru publicul din România, și în plus este o splendidă profesie de dragoste. Foarte, foarte frumos și clar ați nuanțat aceste aspecte ale epocii care sunt de interes, pentru că, iată, noi suntem departe de a fi trăit în acea epocă, și nu numai noi, și cei care vin după noi. Și aș mai avea o singură întrebare, nu vreau să abuzez și aș vrea să putem acoperi cât mai mult.
Sunt multe lucruri care ne stârnesc întrebări în această carte, pentru că, de fapt, fiecare avem propriile capitole lipsă în cunoașterea istoriei evreilor, cu precădere din acea epocă contemporană Holocaustului. Tot din recenzia dumneavoastră mi-a atras atenția următorul pasaj. Familiile Weinstein și Ringler, din care, de care se face referire în carte, sunt și ele marcate de scindările familiilor evreiești europene din prima jumătate a secolului 20, cu toate nuanțele diferențelor de opinii și poziții față de tradiție, de religiozitate ortodoxă, trecând prin toleranță și liberalism relaxat până la ateism și încercarea de a nega apartenența religioasă și de a ignora propria origine etnică. Societatea românească a anilor 20-30 din secolul trecut nu permite însă ignorarea și nu acceptă asimilarea. Este o afirmație de esență, după părerea mea, pe care vă rog în câteva cuvinte să o detaliem puțin ascultătorilor. Da, se petrece în România, de fapt fenomenul începe cam poate la sfârșitul secolului 19 și continuă în secolul 20, se petrece un fenomen care se petrece de fapt cam în toate comunitățile evreiești din Europa și din răsăritul Europei în special. Intelectualitatea din România este, se detașează, hai să ne amintim puțin violonistul de pe acoperiș. Deci este din tradiția micilor târguri unde trăiau majoritatea evreilor în acea perioadă, se naște o clasă de intelectuali care se revoltă față de tradiție, dar nu se poate desprinde complet de ea, pentru că eu am o vorbă care îmi place să o repet în asemenea cazuri, de sub steaua sub care te-ai născut nu poți fugi. Destinul evreiesc te urmărește ca evreu oriunde te-ai duce în lume și orice încercare de schimbare de ideologie te-i face. Acest conflict care de fapt premerge detașarea intelectualității despre care vorbim față de tradiția evrească se petrece și în familia lui Miriam, așa cum o descrie. Este conflictul între bunicul și bunica din partea tatălui, în care bunica continuă să păstreze tradiția în timp ce bunicul și îl sprijină pe băiatul plecat într-o direcție complet diferită. Până la urmă, traiectoria se regăsește însă în copii și în ceea ce vor deveni ei, dar asta este deja probabil subiectul cărții, poate următoare, a lui Miriam. Foarte, foarte comprehensiv și extrem de interesant ceea ce ne-a spus și vă mulțumesc mult, mult pentru toate aceste detalii care erau, cred eu, necesare, mai ales pentru un public avizat, ca cel care măcar în parte ne ascultă. Mă întorc acum spre domnul profesor dr. Rafael Bago, cu mulțumiri pentru că sunteți astăzi aici împreună cu noi la această ediție prilejuită de discutarea cărții Capitolul Lipsa doamnei Miriam Yahil Bax. Am înțeles din discuțiile cu autoarea că i-ați fost un adevărat îndrumător în perioada de cercetare istorică pe care domnia s-a întreprins-o pentru acea epocă zbuciumată dintre cele două războaie mondiale. Cred că și cititorul român are nevoie să înțeleagă fundalul acesta istoric. Parțial, aceste întrebări nu întâmplător le-am pus în diverse forme și antevorbitorului dumneavoastră. Aș sublinia faptul că evreii și-au dobândit drepturile civile în anul 1923. Epoca a cunoscut fascism, antisemitism, mișcare legionară, iar soarta evreilor era puternic marcată în epoca de discriminarea la care erau supuși și de uciderea idealurilor pe care le aveau tinerii evrei la vremea respectivă. Cartea ne plasează în afara a ceea ce a însemnat Holocaustul în mod direct. Și mă întorc acum spre prima întrebare, să spun, pe care aș vrea să vă adresez, domnule doctor Bago. Aș vrea să ne oprim la o temă care are multe lacune în cunoașterea publică și mă refer la mișcările politice din România interbelică, mai ales la cele la care tinerii se raliau în acea perioadă.
Desigur că ei aveau idealuri și fiecare credea că și le poate atinge printr-o mișcare sau alta, prin comunism, prin sionism, prin naționalismul pe care domnul Romașcanu l-a menționat. Aș vrea câteva detalii din partea dumneavoastră. Da, în primul rând, se aude bine? Da, se aude foarte bine. Vă mulțumesc pentru această ocazie. Mulțumesc și pentru doamna Miriam Iahilvax, pentru ocazia că suntem aici împreună, și analiza domnului Romașcanu, la care poate nu pot să adaug foarte mult. În fapt, am o problemă cu autoarea. Ea a spus de multe ori că ea nu este istorică, dar în fapt putem să analizăm cartea și eu sunt mai apropiat ca istoric și nu ca om literar care analizează cuvintele care sunt foarte frumoase în limba ebraică. Eu n-am văzut ediția încă în limba română. De mult, foarte mult timp n-am citit o carte în limba română. Ziare în internet, da, dar o carte nu, așa că mă bazez pe ediția în limba ebraică. Ați întrebat despre mișcările politice și evrei. Ca să fim mai scurt, că timpul nostru trece foarte repede, în 1931 s-a înființat Partidul Național Evreiesc și acest partid în 1932 a primit 67.500 de voturi în alegerile pentru Parlamentul în România. Aceasta este un număr enorm, în afară de mii de evrei care nu au votat pentru Uniunea Evreilor Români condus de Friedermann, că aceasta nu era un partid, dar era o mișcare în care membrii au votat cu diferite partide politice, adică populația evreiască era foarte activă, a vrut să fie foarte activă și sioniștii, că Partidul Evreiesc a avut o orientare sionistă în viața parlamentară română. Eu aș clasifica această participare în viața politică în strategia sionistă a multe grupe sioniste, nu numai în România, dar și în alte țări a Europei Centrale, Europei Răsăritene în special, ca o lucrare în diaspora, adică să preparăm aici, unde suntem în diaspora, infrastructura constituțională de drepturi pentru evrei, ca să putem să fim activi pentru a prepara populația evreiască pentru emigrația spre Palestina. Era un banc evreiesc, anecdotă, ce înseamnă sionism? Sionismul înseamnă când un evreu culege bani de la al doilea evreu ca să-l trimite pe al treilea evreu în Palestina. Dar activitatea aceasta era foarte, cum să spune, scuzați-vă pentru expresia ceaușistă, multilateral dezvoltată în participarea evreilor la aceste partide. Dar aici avem o surpriză în cartea noastră. Pentru că mama autoarei spune că Moni a urat să fie evreu, ei nu, dar amândoi, cuplul tânăr, erau contra establishmentului evreiesc și a mișcărilor partidelor evreiești. Ce înseamnă asta din punctul meu de vedere, care doamna Iahilvax a analizat foarte frumos, foarte interesant? Că partidele establishmentul evreiesc, partidele evreiesc, lucrează cu birocrația coruptă a României. Adică este aici un fel de rebeliune de generații, pe care și domnul Romașcanu s-a referat, că o rebeliune de generații contra generației mai în vârstă. Asta nu înseamnă că acei de vârstă au avut numai 40 sau 50 de ani și tinerii 20-25 de ani, dar este aici o mare diferență între generații. Ce înseamnă partidele în România, ce înseamnă politica românească coruptă și ce parte evrei fac din această lume politică. Așa că asta era foarte interesant din punct de vedere politic și subiectul nostru, eroul nostru, a ales calea comunistă, cum și domnul Romașcanu a spus, diferite căi spre sionism, spre marxism, spre asimilare, spre naționalismul român. Foarte, foarte interesant. Cred că e de la sine înțeles că nu întâmplător am legat în felul ăsta aceste întrebări, pentru că este un subiect de interes care rămâne de interes, să spunem, constant. A doua întrebare pe care aș vrea să vă pun.
Aș vrea să vă referiți puțin la clișeele antisemite care erau pretutindeni în epoca respectivă, de la caricaturi la atitudini ostile fățișe. De unde proveneau aceste clișee? Erau oare menite să abată atenția opiniei publice românești de la realitățile sociale și economice? E, da, înseamnă că antisemitismul în România, dar nu numai în România. Și acum, natural că în cadrul programului nostru nu avem cazul să facem o istorie comparativă a mișcărilor antisemite între cele două războaie, dar e foarte important să subliniem că antisemitismul în România era un antisemitism de periferia Europei, partea de est a Europei, unde problemele sociale, problemele naționale erau aruncate spre evrei. Evrei sunt de vină pentru comunism, pentru problemele, pentru lipsa de modernizare a țării, pentru societatea coruptă a orașelor. Și să nu uităm că legiunea Codreanu și alții au crescut în orașele mai mici al României, unde au văzut că orașele mari sunt corupte și acolo burghezia evreiască, adică antisemitismul în România era și o critică foarte aspră a vieții în acel timp, al subdezvoltării României ca o țară a treia, lumea a treia, parcă ar fi, al Europei, ca în cazul în partea din Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, într-un fel și Polonia. Așa că eu complet vi mulțumesc pentru întrebările foarte interesante pentru noi. Antisemitismul era și să abate atenția acestei subdezvoltări al României. Da, cumva se vine de la sine următoarea mea dorință de clarificare și o întrebare, luată cum considerați, este dacă tinerii evrei care s-au îndreptat spre comunism la acea epocă au avut motive care țineau de atingerea idealurilor lor spirituale sau existau cauze pur sociale și pentru evreii care erau poate mai săraci și așa. În sensul ăsta vreau să vă întreb. Și amândouă scenariul care ați spus acum, scenarii sunt corecte, dar eu aș adăuga una a treia parte. Există aici, în care încă o dată nu putem să intrăm mai adânc, un fel de psihobiografie a eroilor noștri. Ce însemna pentru ei comunismul? Comunismul însemna, cum a spus și în carte doamna Maria Miahir a scris, că sub marxism, sub comunism, o să putem să trăim unde vrem. În România, Uniunea Sovietică, Palestina și chiar la Paris. Asta era foarte, mi-a plăcut foarte mult. Și chiar la Paris. Adică internaționalismul era un fel de răspuns pentru viața care ei au văzut, ei au înțeles că o viață mai limitată, mai restrinsă decât experiența marxistă, internaționalistă de liberté, égalité, fraternité, care apare de câteva ori acest motiv în carte. Dar și partea socială, nu numai față de clasele mai de jos din societatea evrească, dar și pentru societatea română, proletariatul, clasa muncitoare din România. Așa că mulți evrei comuniști, din acei puțini evrei care erau comuniști, mulți dintre ei s-au uitat și la nevoile claselor sociale din România, așa că era și un răspuns din punct de vedere social, fără îndoială. Mulțumesc mult, mulțumesc. Credeți-mă că îmi doresc din suflet ca această discuție să o reluăm într-un viitor, pentru că este foarte interesantă și sunt curioasă ce ecouri va stârni. Mă întorc spre, în primul rând, dacă mai vrea cineva să adauge ceva, pentru că ne întoarcem acum spre distinsa noastră doamnă, autoarea cărții Capitolul Lipsă. Și înainte de a ne întoarce către ea, m-aș întoarce să văd dacă există vreo întrebare din partea ascultătorilor. Dacă încă nu, eu mă aștept la întrebări și în continuare din experiența mea anterioară. Și
Până când vom avea întrebările la care vom răspunde și după ediția de astăzi, aș vrea să mă întorc spre doamna Miriam Iahil-Vax, o doamnă specială care rămâne pentru totdeauna în inima mea, deși nu ne cunoaștem de foarte multă vreme. După ce am citit cartea, recenziile, trimiterile la vasta activitate de documentare și cercetare, la sursele de informare atât de diverse pe care le-ați avut, dar oprindu-mă și la ecourile deosebite pe care lansarea cărții le-a avut în 2017 în Israel, aș vrea să mă întorc spre dumneavoastră cu câteva întrebări. Prima ar fi legată, iată, de aceeași eternă poveste a traducerii. Aș vrea să aflăm părerea dumneavoastră în calitate de autor al cărții cu privire la impactul potențial pe care traducerile succesive l-au putut avea asupra cititorului. Vă ascult. Da, vreau să spunem ascultătorilor că doamna Miriam Iahil-Vax înțelege foarte bine românește, dar pentru ca să fie mai fluidă comunicarea în această ediție, va vorbi în limba engleză. Shalom, hello, ascultătorii românește, îmi place foarte mult să vă ascult, dar nu pot să vorbesc decât lucruri simple. So, we go to English. In my two hats as a writer and a translator, I can say that translation is always interpretation. There's no getting around that. You're not when you translate literature, it is always interpretation. One second. Deci, în dubla calitate de scriitor și traducător, poate să ne spună că traducerea este întotdeauna o problemă de interpretare, termenii culturali și contextul poate fi diferit în diferite limbi. Right. Cartea a fost scrisă în original în limba ebraică. And in Hebrew, Israel is a country of immigrants. And we are used to hearing many languages around us all the time. When I was a child, I could say, Rafi, come home in six languages, because we heard on the same street six mothers saying it in Hebrew, in Arabic, in Hungarian, in Romanian. Come home, my child. Da. So, în Israel este o lume multiculturală și de mică a auzit același lucru care se putea repeta în 6-7 limbi diferite, ebraică, arabă, engleză, și atunci este familiarizată cu a prinde cu urechea înțelesul corect al cuvintelor. Da. Da. When I wrote it in Hebrew and I wrote about my relatives who spoke Romanian and a little bit of Hebrew, some Hebrew, different degrees, I was able to create a few humorous passages based on how a Romanian speaks Hebrew. You see, both Mr. Omashkano and Rafi smiling, because it's a very common and very well-known thing in Hebrew and very comical. When I translated it into English, I had to give that up. It is not possible to do that, both from the point of view of humor and from the point of view of language. Este interesant modul în care membrii familiei doamnei au vorbit în ivrit, în ebraică, pentru că aveau uneori pasaje comice în ceea ce spuneau ei, pentru că vorbeau mai ales românește și atunci când vorbeau în ebraică, totul căpăta o anumită alură comică, ceea ce n-a putut să a avut câteva asemenea pasaje, dar nu le-a putut pune în carte cu privire la această parte umoristică care poate să sune altfel. In English, that is impossible. Let me make a long story short. In English, I had to edit out details that will only be understood by a European or an Israeli. I had to clarify elements in the Romanian story that would only be understood by an Israeli or a European. And the interesting thing was that when the book was translated into Romanian, not by me, by Dragoș Zeto, it was like coming home.
It was really like coming home. Deci ideea este că atunci când a tradus din ebraică în limba engleză, a trebuit să scoată afară pasaje care sunau poate altfel, nu le-ar fi înțeles vorbitorul de limba engleză și le puteau înțelege un european sau un om care trăia în Israel. Deci a scos acei termeni care erau prea specifici. Da. When I read the Romanian, I was so moved. It was like hearing my mother speak. It was like hearing the story from her point of view, in her language. It was an unbelievable experience, especially when I the reading of Maya Morgenstern, when she reads passages from the book. I was really with tears in my eyes. It felt so extraordinary, like three times removed, and I am back home. I am back to the language that I heard as a child. Abia în clipa în care a fost tradusă acum în limba română, a emoționat-o în mod profund pentru că a văzut istoria povestită de mama ei, ca și cum o povestea mama ei, în limba copilăriei pe care o auzea și poate nu o înțelegea cu aceeași acuratețe, cum a înțeles acum când s-a tradus în limba română. De asemenea, menționează lectura deosebită, excelentă, pe care doamna Maya Morgenstern a făcut-o unor pasaje din carte, pe care sper să o aveți în varianta de YouTube. And also there are fewer footnotes in Romanian because I didn't have to translate the songs. That I had to do that in Hebrew and in English and in Romanian. I don't. They are songs in Romanian. By the way, this is my best Romanian, those songs. Those are songs that I remember verbatim, even if I don't understand all the words, but I remember them phonetically. Foarte, foarte frumos că notele de subsol care în limba ebraică și în limba engleză erau denumirea cântecelor care sunt menționate în carte, n-a mai fost nevoie să o facă și în limba română, pentru că aceste cântece erau cunoscute de către cititorul de limbă română. Și a simțit pe întreg parcursul traducerii în limba română această emoție deosebită pe care a avut-o. Let's go to the second question, if you allow me. Yes, do we have time? Thank you very much. I know you. We need more time for such great piece of art. Când în ce moment al vieții ați simțit imboldul de a porni la cunoașterea și recunoașterea personalității lui Moni Weinstein? Dacă ați avut un declic pentru asta? In a way, since my mother's death, it was on my mind, but I didn't do it. I was still working full-time in the theater, and I was writing bits and pieces, and I started a little bit of research. But in the 90s, just before the Soviet Union collapsed, I visited the Soviet Union. It's a story in itself. Communist Russia for the first time in my life. And I visited Leningrad and I visited Stalingrad. Stalingrad is where my mother's tragedy took place. Leningrad is where my father fought. Cred că foarte mulți dintre dumneavoastră înțelegeți ceea ce doamna Yahil Vax a spus. Că acest declic s-a produs undeva puțin înainte de a cădea comunismul în Rusia, când a făcut o vizită acolo și a vizitat acele orașe în care drama mamei ei a avut loc și în care drama tatălui ei a avut loc. So when I came back from there, I started the serious research, and if you're looking for a moment, a trigger, that was the moment, 1991. Deci momentul a fost undeva în 1991, ar putea spune că acela a fost momentul declicului, începând cu care a început să facă această cercetare a epocii respective și a vieții tatălui. Okay. Thank you. The third question for you. You have, it's not important, the page 61, but anyway, I will mention. Deși sunt copleșită de acest salt, deși îmi dau seama că numai moartea lui trăiește în mine, nu pot să nu încerc să-l îmbii pe pagina goală, așa cum ar fi putut el fi, așa cum ar fi trebuit să fie, așa cum vreau eu să fi fost, pentru ca eu să fiu în stare, de ce nu, să-l iubesc.
Credeți că ați regăsit capitolul lipsă? I think so, because, you know, memory is not very reliable. It is something that we use to tell ourselves a story. So I used my memory and the research in which Dr. Vago guided me to invent, if you like, my past, to invent the character of my father from those little fragments that I had and from the history that I learned. So you can speak, I can speak about the invention of memory, of inventing my father as an absent hero in a story. And so when you write some a character, you fall in love with it. You are so sweet. Da, crede că a găsit capitolul lipsă, a inventat un personaj care era tatăl ei și atunci când creezi așa ceva, iubește așa ceva și da, a găsit capitolul lipsă făcând această cercetare. I have two other short questions for you, please. Allow me to continue. Lansarea primei cărți, capitolul lipsă, a avut loc în Israel în decembrie 2017 la Muzeul Diasporei din Tel Aviv, într-o sală aproape plină din campusul universității, celui mai mare oraș israelian. Lansarea s-a bucurat de participarea unor personalități și a avut un real succes. Preconizați o lansare și la București? Ah, I wish! Aș vrea foarte mult. Oh, wonderful, Romania. Da, își doresc. I wish, I even promise to learn a whole speech in Romanian and do it in Romanian. I can give you a small example. Alina translated for me a little piece of what I want to say to the Romanian reader. Now, if you promise not to laugh at me, all right, you're welcome, actually. You can laugh if you like. No, we don't plan to laugh. No. I will try to read it in Romanian. It has some difficult words that, you know, are her vocabulary, not mine. But please, I will try. Please do it. And many thanks for your kind participation and your distinguished guest. And please... Give your words for our listeners. Scrisul este un monolog care năzuiește să devină un dialog. Al meu a început din simpla curiozitate de a afla mai multe despre tatăl pe care nu l-am cunoscut și s-a transformat într-o cercetare care a durat 10 ani despre istoria României interbelică. Tragedia lui, după cum s-a vădit, s-a întrepătruns în mod inexplicabil cu aceea a țării lui. După ce i-am intervievat pe membrii familiei mele, care nu dureau deloc să-mi divulge secretele părinților mei, căutările mele m-au condus spre un oficial român pensionat, spre un fost șpion francez și, cele din urmă, spre recent desecretizatele arhive ale poliției și siguranței. Și cu cât mă apropiam de dezgroparea adevărul despre tată, cu atât deveneam mai fascinată cu România, țara unde și eu m-am născut și despre care știam atât de puțin. Capitolul lipsă în limba română reprezintă, într-un fel, tot ce am descoperit despre patria părinților mei pe care vă invit să o priviți prin ochii mei. Foarte frumos, Miriam, foarte frumos! Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc din suflet, doamnelor, domnilor. Mă simt profund emoționată la această încheiere a acestei ore. Îmi doresc din suflet să vă cunosc mai bine pe fiecare dintre dumneavoastră și vă rog să primiți întreaga mea afecțiune pentru această după-amiază. O săptămână minunată și fiți convins că ne vom regăsi. Vă mulțumim foarte frumos! Vă mulțumesc!
Thank you very much. Toda raba. Merci frumos. Eu nu cunosc formele de politesă pe românește, dumneavoastră, dumneata, nu știu asta. În ivrit, în ebraică nu există asta, așa că mă iertați. Toda raba. Thank you very much. Vă mulțumim. Vă mulțumesc mult, dragii mei. Mulțumim.